Salut! Sunt Cristina Oțel, trainer, life design coach și antreprenor și ajut femeile să se elibereze din strâmtoarea vieții care le-a rămas mică și să-și creeze una care să le vină ca turnată. Pauza de bine e un podcast de life design în care te invit să te întâlnești cu tine, să-ți antrenezi mindsetul de creștere, să te împrietenești cu emoțiile tale, să-ți amplifici starea de bine și să-ți îmbunătățești obiceiurile. Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Nu știu cum se simt lucrurile la tine în perioada asta, dar eu sunt la intersecția dintre. Hei, copiii sunt în vacanță, concediul e foarte aproape și m pot lua piciorul de pe pedala de accelerație, dar nu este încă momentul să mă opresc. Și e nevoie să mă adaptez, de fapt e nevoie să ne adaptăm ca familie la noul context, la noul program, la temperaturile de afară și pentru mine, personal, e important să mă asigur că îmi mențin timpul pentru mine și rutinele mele. În același timp, de șase ani încoace, e și perioada în care fac inventarul de la jumătatea anului sau media review, cum îi mai spun eu. De fapt, e un check-in care nu lipsește din programul meu de la jumătatea și de la finalul anului. Fac un prim check-in la sfârșit de iunie, început de iulie, depinde și de cum este programul și cum când simt că am starea necesară să fac asta. Și odată, la final de an, neapărat înainte să mă apuc să fac vision board și să-mi așez planuri pentru anul următor. Sunt mai multe tipuri de check-in-uri pe care le fac cu mine pe parcursul unui an și despre multe dintre ele am vorbit și în podcast, dar acest tip de check-in e un obicei pe care eu ți-l recomand mai ales dacă vrei să vezi cu claritate cât de mult drum ai parcurs în lunile premergătoare acestui inventar, cu ghilimelele de rigoare, să confirmi că drumul pe care mergi e în continuare aliniat cu tine și să treci în revistă planul pentru restul lunilor. Din ce observ eu, fie din teama de a nu rămâne în urmă sau mai prejos decât alții, fie din dorința de a demonstra, din nevoia de validare. Fie pentru că nu știm ce e important pentru noi, tindem să tot punem lucruri pe o farfurie deja plină, dar de scos nu scoatem nimic. Și de asta e important să facem un astfel de inventar de mijloc de an, ca să ne creștem șansele să atingem rezultatele importante până la finalul anului și să o facem într-un mod sănătos. Poate și mai bine ar fi să-l faci trimestrial sau chiar și lunar depinde și de uh, cum ți se potrivește ție, depinde de contextul tău, sunt mai multe lucruri de care să ții cont, dar nu e o idee rea să ai check din astea periodice cu tine chiar mai devreme de șase luni, n-aș zice să fie peste mai mult de șase luni. Pentru că astfel, dacă te destabilizezi sau dacă începi să te abați de la ce ți-ai propus, poți corecta din mers, mult mai ușor. Deși în cazul meu, obiceiul a început datorită business-ului, sunt peste șase ani de când lucrez pe cont propriu, tot atunci am început să fac în mod constant și acest review de la jumătatea anului. Deci, deși obiceiul ăsta a pornit pentru că aveam un business și pentru că voiam să măsor rezultatele de acolo, am învățat să nu mă uit doar la ce s-a întâmplat din punct de vedere profesional, ci și la ce am făcut pentru mine, la care e starea de bine a familiei noastre. Mă uit și la lucrurile din sfera personală. De exemplu, Primele șase luni din anul ăsta au adus pentru noi, pentru mine, pentru familia mea, și suferință, de la pierderea lui Blue la probleme de sănătate, viroze, tendinite, herpangină, sinuzită, you name it, la o lansare eșuată de live design despre care am vorbit acum câteva episoade. Am avut și o perioadă de rătăcire antreprenorială, cum o numesc eu, și astea sunt doar câteva lucruri care mi-au adus și întârzieri în anumite proiecte. Dar, tot primele șase luni din an au adus și multă bucurie și satisfacție și claritate, reușite de ale copiilor, închiderea creditului prima casă mult mai devreme decât era termenul, recolta din grădina din balcon, o escapadă la Paris cu mama și cu frații mei o vacanță petrecută acasă la Oradea, unde am mers cu luna cu tot pentru prima oară, am împlinit și 41 de ani, pe care i-am sărbătorit doar cu oameni dragi și faine alături, iar dacă ar fi să mă uit la cum au fost lucrurile din perspectivă profesională în business, câteva dintre motivele de mândrie și de bucurie au fost împlinirea celor șase ani, cum spuneam mai devreme, că s-au întâmplat 55 de sesiuni de coaching individual, 20 de sesiuni de mentorat, că am relansat mastermind-ul Soulful Business Accelerator și, uite, anul ăsta sunt trei grupe care merg în, în, paralel, că am lansat workshopul Imposter No More și am vorbit despre sindromul impostorului, că în ianuarie am avut două dintre cele patru workshopuri tradiționale de New Year Review, că am finalizat mastermind-ul de life design, care venea după un curs de life design de 8 săptămâni și am avut șansa să văd transformările lor îndeaproape pe o perioadă îndelungată de timp, că am fost invitată în trei podcasturi care nu sunt pauza de bine. Am înregistrat 20 de episoade de pauza de bine. Pauza de bine am plinit 5 ani. Asta este un prag fain, rotund și pe care uh, sunt foarte mândră că l-am atins. Au plecat dinspre mine către lista de corespondență 24 de connection letters de la începutul anului și până acum și am încheiat un program de sales în care am fost participantă. S-au întâmplat foarte multe lucruri în aceste prime șase luni din an și foarte multe dintre ele s-au întâmplat foarte diferit de cum mă așteptam eu că se vor desfășura, se vor întâmpla din 2020, pentru că deja aveam dovezi în ceea ce mă privește, că ajută mult să am astfel de check uri dar mai ales pentru că clientele din workshopul New Year Real You, despre care am vorbit mai devreme, îmi tot scriau de-a lungul anului despre cât de multe lucruri puse pe vision board deveneau realitate sau deveneau realitate chiar mai devreme decât au sperat, am început să vorbesc tot mai des despre acest obicei de a face un inventar la jumătatea anului. După care un pas cumva firesc, un pas următor firesc, a fost ca pentru participantele la workshopul New Year Real You să includă o întâlnire în lunile iunie și uh, iulie, în care să facem acest inventar împreună. Ce vreau să spun eu de fapt aici? Este că, în spatele tuturor rezultatelor pe care le obținem, e și mult timp, e și mult efort. Și, tocmai pentru că stăm aplecați cu ochii în laptop și muncim din greu și viața se întâmplă, cum se spune, cred că un moment de respiro, la jumătatea anului sau pe la jumătatea anului, e o oportunitate să ridicăm privirea și să ne uităm un pic la unde suntem, unde suntem acum. La cât drum am parcurs până aici și cu ce rezultate, pentru că asta o să ne dea energie și să parcurgem restul drumului pe care îl avem înainte. Mai e și o oportunitate să căutăm lecții, să ne punem întrebări, să reevaluăm, să corectăm traiectoria dacă e ceva de corectat. Și tocmai pentru că cred atât de mult în valoarea unui astfel de spune-i cum vrei, exercițiu, obicei, ritual, inventar. Vreau să-ți las câteva idei de întrebări care să-ți aducă nu doar claritate, ci și oportunitatea să sărbătorești drumul pe care l-ai parcurs până acum, până în momentul ăsta. Să sărbătorești reușitele. Așa că, dacă îți sună bine, și dacă te tentează, și dacă vrei să-ți oferi timpul ăsta, fie că o faci acum, sau că o vei face, nu știu, când ajungi acasă, sau un weekend, sau într-o dimineață în care te simți mai liniștită, pregătește jurnalul sau deschide fișierul dacă ai lucrat în format digital, sau adu vision board ul lângă tine ca să îți aduci aminte de ce ți-ai propus tu la început de an. Pentru că de aici pornim. De la intențiile sau obiectivele tale pentru acest an ce devine clar când te uiți la lista ta. Sunt multe, sunt puține, unele ți se par irelevante, nici nu mai știi de unde ai scos unele obiective sau de ce ai ales să le pui pe lista ta de priorități. Stai un pic cu lista ta sau stai un pic cu vision board-ul și întreabă-te ce devine clar când te uiți la ele. Când zic ele, mă refer fie la elemente de pe lista ta, dacă e sub formă de listă, fie la imagini, cuvinte, fraze, citate și așa mai departe, dacă ai un Vision Board făcut. Ce devine clar când te uiți la lista ta? Le mai simți importante sau relevante acum? Vorbesc despre obiectivele și intențiile tale. Le mai simți relevante sau importante? După ce te uiți la obiective și intenții, poți să muți focusul pe cine voiai să devii, ce fel de persoană, și să te uiți la persoana care ești azi. Unde ești față de începutul anului? Ce fel de persoană ai reușit să devii în aceste prime șase luni? Deci am plecat de la o privire mai din avion, ne-am uitat pe tot vision board-ul sau pe toată lista de obiective și intenții pentru acest an, ne-am uitat la un prim feeling, da?, ce devine clar când te uiți la listă, dacă le mai simți importante, relevante, dar ce gânduri îți trec prin minte, e, e fain să le observi. Ne-am uitat un pic la cine ți-ai propus tu să devii și la cine ești tu azi și poți să le compari un pic. Și acum vreau să te invit să ne uităm la ce merge bine, mai întâi. Cine este în mastermind cu mine sau lucrăm în mentorat sau în coaching în momentul în care ne reconectăm de la începutul întâlnirii, avem o regulă. Primul lucru pe care vrei să-l împărtășești trebuie să fie de bine. Pentru că este foarte ușor să picăm în tot ce nu merge, în tot ce n-am reușit să facem încă, în tot ce nu ne-a ieșit, în lipsă, în general. Și atunci asta e o provocare pe care ți-o lansez și ție, da? Uite, hai să începem cu lucrurile care au mers bine și care merg bine. Ce ai reușit să faci deja din toate lucrurile pe care ți le-ai propus? Și cum se simt reușitele astea. Întrebarea și mai importantă aici pentru tine este dacă se simt așa cum ai sperat că se vor simți în momentul în care le ai așternut pe hârtie. Dacă sunt departe de cum credeai că se vor simți, poți să să-ți pui niște întrebări ca să înțelegi dacă a fost poate o problemă de obiectiv inițial, că ți-ai propus ceva ce de fapt nu era neapărat important pentru tine. Sau felul în care ai formulat obiectivul nu era neapărat cel mai potrivit? Sau dacă, poate, este o problemă cu abordarea ta, în felul în care ai acționat ca să atingi rezultatul respectiv? Deci, ce ai reușit să faci? Cum se simt reușitele astea? Se simt așa de bine cum ai sperat că se vor simți? Dacă da, este minunat. Dacă nu, explorează puțin. Mai stăm un pic în zona de rezultate atinse. Hai să ne uităm un pic la abilități, la resurse. Ce te-a ajutat să atingi rezultatele respective? Poate sunt anumite abilități, poate sunt anumite trăsături de caracter. Deci poți să te uiți odată la ce te-a ajutat și mai poți să te uiți, desigur, la cine te-a ajutat. Și o ultimă întrebare la care te invit să reflectezi în zona asta de lucruri pe care ai reușit să le atingi, dacă ți-ai luat timp să te bucuri de rezultate, de victorii, de succese și dacă îți recunoști meritele. Sau îți vine să zici că a fost noroc, că s-au aliniat planetele, că a fost un efort de echipă sau mai știu eu și minimizezi poate implicarea ta. Pentru că și aici pot fi niște lucruri interesante care să iasă la suprafață ne-am uitat din avion la ce ți-ai propus așa la nivel de rezultat și de identitate pentru anul ăsta. Ne-am uitat apoi un pic mai în detaliu la lucrurile pe care ai reușit să le atingi. Hai să ne mutăm un pic atenția acum pe ceea ce nu ai făcut încă. Ce vezi? Ce s-a întâmplat? Poate că încă nu i-a venit timpul, which is fine. Îl lași acolo, când se apropie momentul, îți faci planul de acțiune și vezi ce, ce pași ai de făcut concret. Sau, poate că au existat niște blocaje, niște obstacole. Care au fost ele? Dacă ăsta e scenariul în care te regăsești, care sunt acele obstacole, care sunt acele blocaje? Și mai e o verificare pe care o poți face aici. Cât de tare îți dorești ce e dincolo de obstacolul sau de blocajul respectiv? Pentru că asta e o altă variantă prin care tu să evaluezi cât e de important pentru tine un rezultat pe care ți-l dorești sau un obiectiv pe care ți-l ai stabilit, și ce ești dispusă să faci pentru asta. Sau poate ce ești dispusă să renunți ca să atingi rezultatul respectiv. Apoi, tot pentru rezultatele care încă nu s-au întâmplat. da, Deci, odată am zis poate nu i a venit timpul, poate au existat uh, niște obstacole, niște blocaje. O altă variantă aici este că poate ai nevoie să reașezi obiectivele pe linia timpului, să le regândești un pic. Poate ai supraestimat, poate ai subestimat inițial termenul pe care ți l-ai dat și complexitatea lucrului pe care îți doreai să-l atingi. Poate că au intervenit niște lucruri neprevăzute care ți-au stricat un pic timeline-ul inițial, și atunci e important să nu te ții cu încăpățânare, cu dinții de termenul limită setat inițial în mod special dacă nu mai este fezabil, nu mai este omenește posibil sau trebuie să faci niște eforturi care se ducă după aia eventual în burnout sau mai știu eu. Da? Și atunci e ok să reevaluezi. Hei, ok, am zis că o să-l fac până în iunie. Până în iunie nu se poate, dar se poate până la sfârșit de iulie. Ok, fine. La asta mă refer când zic reașezarea obiectivelor pe linia timpului. Și apoi, un ultim punct aici la um, obiectivele pe care încă nu le-am realizat. Dacă mai sunt relevante, dacă da, atunci poți să te uiți mai departe ce acțiuni poți să faci ca să te apropii de ele, cu ce energie vrei să le abordezi. Dar, dacă nu mai sunt relevante, ăsta este un moment oportun să le scoți de pe listă. Și în momentul în care le scoți de pe listă sau le scoți de pe farfurie, cum am spus mai devreme, faci loc. Și locul ăsta pe care îl faci. Pe de o parte înseamnă că vezi lucrurile mai clar, lucrurile rămase pe farfurie le vezi mai clar și poți să jongleze altfel cu ele. În același timp însă, în spațiul pe care îl creezi, poți face loc pentru ceva nou și care a devenit între timp relevant, important pentru tine. Viața e fluidă și imprevizibilă, și poate că în ultimele luni au mai apărut și alte obiective sau rezultate pe care vrei să le uh, lucrezi sau vrei să le atingi în perioada următoare. Și atunci, dacă îți dai timpul ăsta de, de gândire și de reflectare la tot ce s-a întâmplat până acum și la ce mai vrei să se întâmple, da, poți să vezi și cum poți să le faci loc în programul tău. Se pot întâmpla foarte multe lucruri de-a lungul unui an. Contextul în care ne aflăm se schimbă, experiențele prin care trecem ne pot arăta ce mai e cu adevărat important pentru noi sau cine suntem și cine vrem să devenim. Unele lucruri nu te mai reprezintă sau nu mai sunt aliniate cu felul în care privești lucrurile. E ok. E ok și e chiar necesar să ajustezi planurile pe unde e nevoie. Și speranța mea este ca întrebările de azi să te ghideze. În procesul ăsta de sortare. La final, mai vreau să te invit să te gândești la cum vrei să închizi anul. Când, de Crăciun sau de Revelion, te vei uita înapoi, ce vrei să poți spune despre cum a fost anul ăsta pentru tine? Ce vrei să poți spune despre persoana care ai devenit? Și răspunsul la întrebarea asta sau răspunsurile la aceste două întrebări ar putea să-ți fie ca un far călăuzitor pentru următoarele șase luni din an. Astea sunt gândurile mele de azi legate de mid-year review sau de inventarul sau check-in-ul de la jumătatea de an. Sper că ți-a plăcut episodul și că îți vei face cadou un check-in de jumătate de an. Crede-mă, îți spun cu toată sinceritatea că merită. Îți mulțumesc că ai rămas alături de mine până la final și azi. Și, ca de obicei, te invit să tai mai departe episodul cui crezi că i-ar prinde bine. Iar dacă ai obiceiul să faci un astfel de inventar sau dacă vei face unul pentru prima oară pentru că ai ascultat episodul de azi, dă-mi de veste! Sunt curioasă și îmi place să aflu cu ce rezonezi, ce te ajută și ce faci concret cu lucrurile pe care le auzi aici în pauza de bine. Săptămâna viitoare vine către tine ultimul episod din iunie și ultimul episod înainte de vacanța de vară pe care pauza de bine o va lua. Invitata mea de joia viitoare va reveni pentru a treia oară în podcast și abia aștept să asculți conversația pe care am înregistrat-o împreună pentru tine. I have a good feeling about it. Până atunci însă, ca de fiecare dată, te las cu același mesaj. Și tu îți poți construi o viață pe care să o iubești, și sunt aici să te ajut să faci asta.